De la început mai bine, jocul reușind să deschide scorul la jumătatea primei reprize, în urma unei lovituri de cap din 7 metri. Trupa lui Ion Buzoianu a replicat înainte de pauză, când Ionuț Plămadă a restabilit egalitatea. Echilibrul de pe teren avea să se rupă odată cu startul reprizei secunde. Aflat la ultimul meci din carieră, centralul Petre Materciuc a acordat două cartonașe roșii în tabăra Suceavei în decursul a numai 10 minute de joc, jucătorii sancționați fiind Florin Plămadă și Mircea Negru. În aceste condiții, echipa suceveană a cedat pe finalul jocului, FCM Unești reușind să-și asigure victoria grație a două goluri semnate în ultimele 5 minute. În următoarea etapă, Rapid Suceava va întâlni vineri pe stadionul Areni formația FC Panciu.